Primul bloc operator complet digitalizat din România. Prima sală hibridă mobilă din România. Primul transplant hepatic la un spital privat din România. Prima ecografie 3D din România. Primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Unii iau lumea așa cum este. Oamenii incredibili de la Sanador încearcă să o schimbe. Sanador. Sănătatea ca stil de viață. La mulți ani, dragilor, iată că ne întâlnim cu un nou live în care vorbim despre provocările pe care le aduce sezonul rece pentru sistemul imunitar. Pentru că, iată, anul nou vine și de data aceasta însoțit de răceli, viroze, așadar cum tratăm corect virozele, respiratorii, gripa și răceala, care este diferența dintre ele și ce pericole pot ascunde antibioticele administrate după ureche, ne explică dr. Andrei Rogoz, medic primar boli infecțioase la Spitalul Clinic Sanador. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Pentru început aș vrea să ne descrieți situația actuală, să ne spuneți dacă, nu știu, la începutul anului 2024 ați văzut că aceste cazuri de viroze, gripă și răceală sunt în creștere sau, nu știu, cum ne poziționăm? Chiar și în spitalul în care lucrez, care nu are o secție dedicată de boli infecțioase, are secție de medicală, medicină internă și altele conexe. De la începutul anului, de fapt, o situație care se prelungește de la sfârșitul anului precedent, sunt comparativ cu sezoanele, cel puțin post-COVID, mult mai multe cazuri de infecții respiratorii acute, marea majoritate de cauză virală. Și la momentul ăsta aș putea spune că suntem undeva pe un platou, la un nivel ridicat, comparativ cu anii recenți. Poate că nu e un vârf așa maxim pe care, din punct de vedere istoric, să zicem, l-am fi întâlnit în ultimii 10 ani, dar e un nivel clar mare de boli virale, respiratorii. Bun, subiectul nostru de astăzi cumva gravitează în jurul virozelor respiratorii, gripei și răcelii și aș vrea să facem o diferență între ele, având în vedere simptomatologia. Unele dintre ele sunt similare oarecum și cred că este foarte important să avem așa un tablou astfel încât să ne dăm seama ce avem de fapt. Infecția respiratorie se spune că le cuprinde. E generic denumirea pentru acest tip de afecțiuni. Unele dintre ele sunt denumite popular sau comun ca răceli și cumva asimilate unor forme ușoare de astfel de infecții respiratorii. Separat, printre ele sunt gripa, care cumva implică și o anumită cauză, o anumită etiologie, adică e un virus gripal. Și există niște afecțiuni care sunt între, în sensul că sunt, în engleză se prescutează ILI, influenza like illness, asta e o terminologie care e folosită cumva și în raportarea internă, de-aia o invoc, că altfel nu cred că e foarte util așa pentru populație această încadrare, dar în sensul în care sunt foarte multe viroze, de o severitate comparabilă cu gripa, care circulă în sezonul rece. Deci cumva ai infecții respiratorii care e așa o umbrelă sub care ai mai multe categorii, fie clasificate în funcție de severitate, și răcelile, să spunem că ar fi formele ușoare de infecții viroze respiratorii, sau în funcție de etiologie. Ai gripă, ai COVID, ai alte viroze respiratorii, virus respirator sincițial și multe alte categorii virale, multe alte cauze virale care dau răceli sau infecții respiratorii. Același virus poate să-ți dea răceală, unguturai, adică o simptomatologie, nu știu, limitată, la nivelul căreia respiratorii. Strănuți, tușești, îți curge nasul, sau din contră să ai o stare foarte influențată, fie cu febră înaltă, fie cu dureri mari, musculare sau de cap și vărsături și alte simptome care pot fi asociate infecțiilor respiratorii. Care sunt simptomele comune pe care cele trei menționate le au în comun? În primul rând, e un debut relativ brusc în toate. Poate gripa mai notabil decât altele, dar în sensul în care e greu de crezut că o persoană care tușește de o lună și care îți vine la momentul prezentării cu o tuse cronică, are o viroză respiratorie, se poate agrava dacă îți menționează acest lucru. Dar de principiu e un debut brusc de simptome respiratorii care ar consta în durere în gât, secreții nazale în exces, tuse, congestie nazală, plus minus febră, în sensul în care infecțiile mai severe sunt însoțite de o febră uneori înaltă, cum e la gripă, și pe măsură ce evoluează, și asta poate să se întâmple în decurs de 2-3 zile sau uneori mai lent, tuse sau alte fenomene extrapulmonare, de la probleme digestive, la uneori lucruri mult mai grave, probleme neurologice și alte lucruri care se pot apărea undeva în decurs de o săptămână, două de la infecția respectivă. Și ca diferențe? Ca diferențe, să spunem că o
gripă, ar trebui să aibă tuse neapărat, alte viroze respiratorii se limitează la secreții nazale și nasul fundat și rinorea accentuată, adică scurg multe secreții. COVID-ul a trecut prin mai multe forme clinice, formele actuale, să spunem, sunt mai degrabă în această a doua categorie, cu sinusuri un pic afectate, secreții în exces, congestie nazală, durere în gât, durere faringiană și mai puțin sindromul ăsta gripal, adică tuse și dificultăți la respirat și alte lucruri care, să spunem, ar fi asociate formelor severe. Din păcate, nu există criterii clinice, indiferent cât de, nu știu, atent ai face tu examenul clinic sau anamneza, care să-ți permită să intuiești de la început o cauză. Sunt anumite persoane care se prezintă cu un tablou ăsta foarte tipic. A avut contact cu cineva care a avut gripă sau o altă viroză acasă și în 2-3 zile prezintă un debut sau simptome foarte asemănătoare, tuse, febră, și atunci ai o suspiciune clinică înaltă. Anii precedenți, când, să spunem, erau un pic mai clar delimitate sezoanele, în momentul în care începea să circule un virus, sunt mai multe mecanisme aici de natură, mai multe explicații epidemiologice de ce când începe să circule un anumit virus, doar ăla domină, aveai sezon de gripă, sezon de virus respirator sincițial, sezoane de, nu știu, alte viroze care puteau să circule în anul respectiv. Acum par și amestecate și niște valuri care nu mai respectă aceeași sezonalitate. Dar de ce facem viroze respiratorii? Pentru că ne întâlnim în sezonul rece cu aceste virusuri, un pic diferit de în celelalte perioade ale anului. Pe de o parte, e un contact apropiat mai îndelungat decât se întâmplă în sezonul cald. Oamenii stau, socializează în spații închise. În plus de asta, circulația lor la nivel global, în emisfera nordică, din care facem noi parte, pentru anumite virusuri crește, teoretic asociat unui beneficiu pe care temperaturile ridicate și anumite condiții de mediu din sezonul rece le avantajează replicarea, înmulțirea. Sunt anumite virusuri pentru care anumite temperaturi la nivelul, să spunem, cavității nazale le avantajează în a se înmulți. În ce sens? Tu te poți întâlni și vara cu gripă, și vara cu un rinovirus. Dar sunt anumite studii care sugerează că la temperaturile de afară de atunci, mecanismele tale locale de apărare, că noi avem niște bariere proprii de apărare, sunt suficiente în așa fel încât a limita local afecțiunea, să nu ajungi să te infectezi. În timpul iernii, că de-aia se poate spune că uneori răcești din cauza frigului, nu e propriu zis, că n-ai cum să răcești fără să te întâlnești cu o cauză pentru acea infecție, că e virală, că e bacteriană. Că... Și aici putem să luăm exemplu persoanele care locuiesc în țările nordice. Acolo da, e adică... frig, nu umblă așa înfofoliți ca noi și totuși exact. Nu cred că sunt cazuri de răceală atât de mari. Există noțiunea asta de hipotermie, poți să fii bolnav din cauza că e temperatură, nu știu, te expui excesiv la temperaturi foarte scăzute. Pe de altă parte, o temperatură scăzută în sine nu are cum să-ți dea gripă, sau, adică nu are cum să-ți genereze nas. Și noi, chiar dacă suntem purtători de-a lungul timpului a mai multor patogeni, a mai multor microvirusuri sau alte lucruri în creier respiratorii, rare ori frigul în sine e singurul trigger sau expunerea la frig care să... E efectiv contact apropiat prelungit cu alte persoane la fel de care au o încărcătură mare, ajung să depășească barierele tale de apărare și răcești, te îmbolnăvești. Care ar fi primul lucru pe care trebuie să-l facem în momentul în care simțim că avem un simptom care indică prezența unei răceli sau a unei gripe? De exemplu, mama mie de fiecare dată când mă vedea că strănut, îmi spunea instant, iei un paracetamol ca să previi răceala. Nu vreau să judec pe mama. Nu vreau să judec pe mama noastră. Nu luam. Primul lucru ar fi... probabil, singura decizie așa pe care poți să o spui cu ei de la început, ar fi util să te izolezi sau să-ți limitezi un pic contactul cu persoane care ar putea suferi mai rău din cauza răcelii decât ai face-o tu. Da? Adică, nu știu, dacă ai copii foarte mici în preajmă sau persoane vârstnice care au anumite boli cronice sau, nu știu, lucrezi într-un mediu în care ești în contact frecvent cu persoane la risc, nu știu, ești cadru medical și așa mai departe, în momentul în care ești răcit, ar fi recomandat să te izolezi sau cumva să protejezi transmiterea, să eviți transmiterea de la tine la alte persoane, mască, alte metode. Din punct de vedere medical, ideea ar fi poate să nu te panichezi ca primă decizie, în al doilea rând să iei tratament corespunzător simptomelor pe care le ai. Adică dacă vă curgea nasul, poate niște picături decongestionante sau ceva care să vă limiteze secrețiile. Paracetamolul în sine e un antitermic, un antialgic, adică un medicament care va fi
ajutat dacă vă durea tare ceva, dacă aveați febră, altfel nu avea sau nu are niciun beneficiu, în ideea de a, nu știu, preveni o evoluție mai severă sau mai puțin severă a bolii. Adică chiar dacă știi la momentul ăsta sau mi s-ar face acum un test și am descoperit că sunteți infectat cu virus gripal sau cu COVID sau alt virus, neavând febră acum, nesimțindu-vă rău, nu ați avea niciun beneficiu de la paracetamolul luat. Deci paracetamolul ar trebui să luăm în momentul la în care nevoie, avem febră, dureri și altceva. Adică el pentru asta e util. Chiar sunt tot așa studii sau recomandări ca alte medicamente, să spunem, care să iau ușor în răceli, ibuprofenul, alte clase de astea de antiinflamatoare, s-ar putea ca pentru anumite infecții să fie nerecomandat de luat, că răspunsul ăsta de luptă al organismului, care include inclusiv senzațiile astea pe care le-am descris noi ca simptome, fac parte din lupta împotriva acelui microb. Ori, teoretic, dacă tu încerci să dai medicamente care să-ți afecteze foarte mult acest răspuns imun, s-ar putea să-ți întârzi sau să-ți prelungești durata de evoluție. Sunt situații în care simptomele pe care le avem pot fi mai ușoare sau severe. Poate că noi ne speriem în anumite cazuri, dar când este momentul să sunăm direct la medicul de familie și când este momentul să sunăm la 112? Pentru un adult care nu are alte boli cronice și nu știe că deja ar trebui să facă lucrul ăsta dinainte, nu? Că poate sunt persoane sau categorii cărora deja li s-a comunicat, uite, sub tratamentul ăsta sau în condițiile în care tu ai boala asta, dacă cumva și răcești, apelează direct la medic. În situația în care ești un adult sănătos sau ai un copil care e sănătos, fără probleme, dacă nu răspunzi la tratamentul simptomatic în modul în care ar fi de așteptat să se întâmple. Aici variază foarte mult toleranța fiecărei persoane, fie față de propriile simptome sau față de persoanele care ai grijă de copil, ce înseamnă să fie evoluție normală. Adică tu poți să știi că o viroză, o gripă, poate să evolueze de la 1 la 5 zile partea asta neplăcută ca severitate, ca disconfort și fiecare persoană are un grad mai mare sau mai mic de toleranță față de aceste simptome. Adică unele persoane vin de la prima zi de febră înaltă, altele vin de la a treia zi, altele doar pentru că sunt, nu știu, frustrate că nu s-au vindecat complet în a cincea. Semne de gravitate în sine, tot așa clinic, sunt uneori greu de diferențiat de o evoluție normală, dar dacă să spunem că în ziua a treia de la debut încă ai febră înaltă care nu îți răspunde la antitermice, starea ta începe să se altereze pur și simplu din cauza febrei astea prelungite sau s-au apărut alte semne de boală, ăla ar fi un moment de contactat medic, un ideea în care poate că pe lângă tratamentul ăsta simptomatic pe care știi să-l iei și singur sau îți poate fi oferit fără rețetă de la farmacie, nu mai e suficient și poate ai nevoie de o consultație, niște analize, o discuție cu un medic și îmbunătățirea tratamentului. Cât de des este normal pentru un adult să răcească? Teoretic, majoritatea adulților au între 1 și 3 episoade de viroze respiratorii, de răceli pe an. Acum, la fel, să spunem că de când a circulat COVID-ul în anii ăștia, au existat perioade cu foarte puține răceli, adică câtă vreme au fost tot felul de măsuri care au limitat circulația și poate măsurile de barieră utilizate, măști și alte măsuri care au făcut contactul așa mai limitat, au fost din contră mai puține. Și perioada imediat de după, când au fost, să zicem, sezoane cum e și acesta, în care par să fie mai frecvente decât media. Dar în media, așa istoric vorbind, între 1 și 3 episoade n-ar reprezenta un semn de alertă că persoana respectivă are, nu știu, un problem cu imunitatea sau că se expune inutil, excesiv la alte infecții. Aș vrea să vorbim acum despre trusa de medicamente pe care ar trebui să o avem acasă în cazul de viroze, respiratorii, gripă și răceală. Cam ce ar trebui să conțină aceasta? Eu m-aș limita la antitermice uzuale, paracetamol, ibuprofen și soluții nazale, picături nazale sau pufuri pentru decongestionant. Puțin probabil ca alte lucruri să fie necesare. Dacă e o situație de urgență care ar impune, să spunem, lucruri mai mult de atât, ar fi justificată prezentarea la medic. Cam asta aș vrea să sugerez. Altfel, mai mult de atât, nu. Deci, lucruri care să amelioreze simptomatologia, să-ți permită să poți să stai câteva zile fără să te duci la farmacie, să te menții, nu știu, hidratat, dar pentru asta nu-ți trebuie într-o sală medicamente nimic, și cu un confort termic,
să n-ai temperatură, febră înaltă persistentă, și pentru simptome locale, cum e, să zicem, frecvent în virozele astea ușoare respiratorii, nas care curge și înfundat, să ai picături nazale. Ce ar trebui să facem acasă astfel încât să nu contaminăm membrii familiei? Pentru că sunt situații în care poate, nu știu, acum se lucrează de acasă, foarte multe persoane lucrează în continuare de acasă și dacă au răcit, e posibil ca această răceală să fie pasată fie la copii, fie la partener. Nu, cred că la modul practic sunt lucruri care să fie foarte eficiente. Cred poți că mai încerca... mult locuri de, lucruri legate de igienă. Da, înțeleg la ce v-ați gândit. Dar în sensul în care s-ar putea să fie foarte mic beneficiu, dacă nu sunt condiții care să permită izolarea cumva în acel loc de locuit, să stai la alt etaj în aceeași casă, să stai, să ai cumva baie și dormitor separat și să mănânci separat și așa e mai cam departe. Complicat. Într-o familie e impropriu sau greu de crezut că se pot aplica măsurile astea. E, să spunem, de bun simț să încerci să nu împrăști excesiv secreții, să nu tușești fără să te protejezi un pic către ceilalți membri ai familiei, să eviți să mănânci și să bei din aceleași în pahare, farfurii și așa mai departe, dar nici nu pot să spun că e o recomandare de asta utilă, salvatoare pentru ceilalți membri ai familiei. Dacă te întorci cu gripă sau știi că ai gripă și trebuie să stai acasă, e un risc pentru cei din jur și dacă riscul ar reprezenta o problemă mare de sănătate pentru acele persoane, mai degrabă sunt niște măsuri țintite pentru ei, în sensul în care, de exemplu, la gripă, ai opțiunea de a-i face cumva profilaxie, adică să-i dai un medicament, nu paracetamol, medicamentul antiviral, antigripal, oseltamivir, cumva să-i inițiezi preventiv, profilactic acelui membru al familiei, pentru fie să încerci să nu se infecteze sau să-i faci forma mai ușoară dacă cumva o ia. Dar altfel, măsuri de igienă în acestea, da, recomand să aibă grijă cum tușesc, unde suflă nasul și aruncă șervețelele și așa mai departe, dar, sincer, beneficiul nu e foarte mare, adică de-aia și majoritatea focarelor și majoritatea cazurilor sunt cu transmitere fie la birou persoane care lucrează foarte mult timp împreună, fie acasă, pur și simplu. E imposibil de evitat la modul real. Mă mai gândeam la eficiența spălatului pe mâini mai des, eventual după ce ne suflăm nasul. Nu știu, poate purtarea măștii în casă, de ce nu? Nu e indicat? Nu, cuvântul nu l-aș folosi indicat. Okay. Adică, probabil că s-ar putea încerca. Adică, efectiv, dacă ai trăit cu cineva care are o problemă de imunitate, e un pacient imunodeprimat, ia un tratament pentru cancer și trebuie să ai grijă de persoana respectivă. Tu ești cel care îi aduci alimente, mâncare și așa mai departe. Evident, poți să-ți, sau ar trebui să-ți pui o mască. Dar dacă e vorba de o familie care locuiește împreună, n-au probleme mari de sănătate, n-aș recomanda și nu am făcut-o portul măștii la domiciliu. Legat de transmiterea sau prevenția prin spălatul mâinilor, transmiterea asta prin intermediul suprafețelor sau contactului direct e o cale posibilă de transmitere, dar mult inferioară ca proporție dintre cazuri care se transmit prin vorbit, tușit, strănutat și așa mai departe. Deci aceste virusuri care dau în general răceli sunt cu transmitere prin niște particule mici, aerosol sau nu, sunt niște clasificări, dar mult mai puțin prin suprafețe. Aia mai degrabă, dacă ai nevoie sau trebuie să ieși din casă într-o perioadă în care ți s-a recomandat o izolare, într-adevăr să fii atent, să nu te ștergi de secreții la nas și după aceea să atingi tot felul de suprafețe comune din locul ăla de locuit și să cineva care imediat trece după tine să aibă un gest, nu știu, la fel de impropriu, să pună mâna pe mânerul respectiv, aceea să ducă mâna la gură, la nas și să se infecteze așa indirect. Nu e o cale comună de transmitere, chiar și la COVID s-a discutat mult de posibilitatea asta de a transmite de pe suprafețe și nu s-a dovedit niciodată că ar fi jucat un rol important. E recomandat să te speli pe mâini, face parte din măsurile de igienă uzuale, dar nu în mod special pentru anumite infecții respiratorii. Cum facem să ne întărim sistemul imunitar? Ca adulți, mai ales? Mai degrabă e de a preveni să fie slăbit. Da? Adică un regim de viață sănătos, care se include de la activitate fizică corespunzătoare vârstei și altor boli pe care le-am putea avea, o dietă echilibrată,
și eventual corecția unor deficite pe care le-am putea avea, fie dintr-o anumite regimuri alimentare pe care am fi nevoit să le urmăm sau alte boli pe care noi știm că le avem, unele de natură endocrină, alte de natură autoimună și alte. În momentul respectiv, persoanele acelea ar putea să corecteze anumite deficite, dar nu e nimic din suplimentele eliberate ușor de la farmacie sau din cele popular recomandate care se poate să-ți, despre care aș putea spune că îți cresc imunitatea. Uh-huh. Îți contribuie la menținerea unui echilibru care să te mențină cumva un status normal. Propriu zis, așa să ai imunitate crescută față de ceva, singurul lucru, să spunem, medical dovedit că e eficient, sunt vaccinele dedicate acelor infecții. Adică poți să îți spui că intri într-un anumit sezon de gripă, de sezon rece, cu o imunitate crescută față de acest virus, dacă te vaccinezi înainte debutului acelui sezon, sau pentru COVID, sau pentru alte virusuri sau microbi care dau infecții. Deci vaccinurile pentru anumite categorii de persoane și regim de viață echilibrat, dar nu aș recomanda și nu sunt utile sau dovedit utile suplimente de la vitamina D, vitamina C și alte astfel de suplimente cumva să dovedească că au un beneficiu sau că persoanele care iau doze neavând un deficit uh-huh. pentru acele lucruri dovedit, care avea o frecvență mai mică a acestor infecții. Ați menționat carențele și voiam să vă întreb cum ne putem da seama de ele, având în vedere că sunt foarte multe persoane care, chiar dacă la începutul anului se spune că trebuie să ne facem analizele uzuale, nu și le fac. N-ai cum clinic să-ți dai seama uh-huh. că o persoană are o carență pentru vitamina D sau... Adică sunt multe persoane care iau suplimente așa, pentru că zic, ok, o să iau vitamina C, vitamina D, zinc, magneziu și mai știu eu ce alte... Da, nu descurajez în sine utilizarea uh-huh. acestor suplimente, pentru că de multe ori dozele sub care se găsesc ele sunt... Și dacă sunt utilizate conform recomandărilor, adică o dată pe zi sau în funcție de... Nu ar putea face rău. E foarte greu să uh-huh. atingi niște doze. Ar putea să fie inutile. Adică organismul nostru are capacitatea de a-și regla anumite nivele pentru anumite substanțe, inclusiv pentru anumite vitamine și așa mai departe. Excesul va fi eliminat, adică prin urină, prin alte lucruri. Uh-huh. Adică nu vei... foarte greu să te supra... dacă iei dozele standard recomandate, să ai probleme de intoleranță digestivă sau alte reacții adverse la nivelul altor organe din cauza acestor uh-huh. suplimente. Aș vrea acum să discutăm despre antibiotice și rezistența la antibiotice, dar înainte de asta vreau să urmărim împreună un material cu câteva informații privind acest subiect. Antibioticele sunt una dintre cele mai importante descoperiri medicale din toate timpurile, însă folosirea lor în exces nu are efecte pozitive asupra sănătății. Antibioticele reprezintă probabil cel mai mare progres medical al ultimului secol. În cei peste 75 de ani de când sunt utilizate, ele au salvat sute de milioane de vieți, au scurtat durata suferințelor prin infecții și, în numeroase alte cazuri, au prevenit apariția unor sechele ale infecțiilor. Medicamentele trebuie utilizate doar atunci când este necesar, iar un medic le prescrie. Utilizarea antibioticelor în exces poate produce efecte nedorite. Folosind des antibiotice, bacteriile pot deveni rezistente față de antibioticele la care sunt expuse. Astfel, infecțiile determinate de bacteriile rezistente la antibiotice sunt mai greu de tratat. Antibioticele folosite anterior nu mai sunt eficiente și va fi nevoie de antibiotice mai toxice și mai costisitoare. În unele cazuri, rămân foarte puține soluții pentru tratamentul infecțiilor cu bacterii rezistente. Dacă folosim antibiotice eronat sau când nu este nevoie de ele, atunci toate aceste riscuri apar fără a avea niciun beneficiu din administrarea lor. De aceea, ar trebui să recurgem la ele doar când ne sunt de folos, în acele infecții care răspund la tratamentul cu antibiotice. Bun, am revenit în studio. Spuneam că vorbim despre antibiotice și rezistența la antibiotice. Vreau să punctăm pericolele din spatele utilizării lor după ureche. În primul rând, e un pericol că sunt legate acum ca subiect de virusurile respiratorii. Da? Deci, primul lucru ar fi să facem așa o barieră între uh-huh. cele două discuții, în sensul în care ăsta e unul din marele pericole de abuz ale tratamentului antibiotice. În sezonul rece se prescriu o grămadă sau
și cantitativ și ca tipuri de antibiotice inutil pentru viroze, respiratorii, lucruri de care să zicem că am discutat până acum, fără niciun beneficiu. Adică nu există antibiotice care să aibă dovedit vreo eficiență, vreo reducere a severității sau a unor durate de boală pentru infecții virale. Dacă ar fi vorba de complicații ale lor, e altă discuție. Dar ăsta, să spunem că ar fi un lucru pe care l-aș considera important, așa de punctat. Deci, ca și abuz de antibiotice, în primul rând, recomandarea, diagnosticul pentru care sunt ele recomandate, prescrierea acestor antibiotice să fie limitată la situații în care ai o suspiciune înaltă sau o dovadă de infecție bacteriană. Extrem de rar ai indicații de administrare profilactică, deci preventivă de antibiotic, și n-ar trebui să fie să reprezinte un procent notabil din utilizare. Ca riscuri de la abuzul de antibiotice sunt numeroase, au fost atinse, așa menționate acolo în acest segment material. Primul fiind, într-adevăr, acest lucru, acest aspect, că pe măsură ce microbii sunt expuși și la nivel individual, dar și la nivel de țară, regiune geografică, unor anumite antibiotice, se selectează tulpini din acele specii de antibiotic care capătă rezistență și și-o pot transmite după aceea altora din aceleași specii sau înrudite, împotriva clasei care era comun utilizată. Și în felul ăsta se pierd, ca și beneficiu, multe antibiotice care se prescriau uzual, și asta s-a întâmplat, de exemplu, cu macrolidele. Macrolidele sunt clasa asta de antibiotice din care ar face parte azitromicină, claritromicină, eritromicina de modă mai veche, dar a fost înlocuit de celelalte două pentru că e mai prost tolerat digestiv, eritromicina. Azitromicina și claritromicina sunt niște antibiotice care au fost în ultimii ani și continuă să fie prescrise abuziv, în exces, la o grămadă de scheme de tratament, inclusiv pentru COVID, inclusiv pentru alte viroze sau infecții respiratorii. Și toate studiile de la nivel european privind rezistența germilor pentru care aceste antibiotice erau utile arată că aproape că le-am pierdut din arsenalul împotriva acestor infecții. Eu personal, și nu sunt singur, medic de boli infecțioase, nu mai iau în calcul utilizarea empirică, adică înainte să știu exact ce are pacientul, de primă linie, a acestor antibiotice. Sunt situații în care, să zicem, ești nevoit să le alegi. Pacientul e alergic la alte clase pe care ai considera util să le dai. Dar din cauza că sunt atât de mari procentele de rezistență al unor microbi care ar da, nu știu, sinuzite sau alte infecții pentru care aceste antibiotice erau în mod uzual recomandate acum 10-15 ani, acum e riscant, adică trebuie să treci la alte clase de antibiotice. Și asta se poate petrece într-un ritm mai mare, mai accelerat decât se dezvoltă antibiotice. Nu e neapărat că ajungi să depinzi de antibiotice care au, să spunem, efecte toxice, pur și simplu ajungi să rămâi fără antibiotice. Sunt infecții cu microbi comuni, unii din care dau infecții urinare și alte lucruri care circulă ușor în populație, dar pentru care, într-adevăr, chiar dacă forma de boală a pacientului n-ar impune-o, că e clinic bine, ar putea să ia tratament acasă, depinzi de tratamente antibiotice care sunt doar perfuzabile, injectabile, și atunci trebuie să internezi pacientul. Adică ai o grămadă de efecte secundare nocive pe lanțul ăsta de în momentul în care începi să pierzi antibiotice din cauza supra-utilizării lor. Care sunt bacteriile la care au devenit românii rezistenți? Aici formularea ar fi în sensul în care bacteriile sunt rezistente la anumite clase de antibiotice. În România, ca și în zona asta din sud-estul Europei, Bulgaria și chiar și către sud, Grecia, Turcia, Italia, există o pondere mai mare comparativ cu alte zone din Europa, mai ales regiunile nordice, dar și în vestul Europei, ca pondere de rezistență la clase uzuale de antibiotice ale microbilor, ale tuturor categoriilor de microbi. Dintre microbii care comun dau infecții, noi conducem așa, sau suntem întotdeauna în primele poziții pe ce raportăm, că și aici, să spunem, poate nu raportăm la fel de bine ca alte țări și asta poate să influențeze un pic statisticile, dar pe ce raportăm suntem în top la rezistență la
microbi care afectează în general sfera digestivă, urinară sau infecții în tot organismul, cum sunt Klebsiella, Escherichia coli, microbi care fac parte în mod normal, constant sau din când în când, din flora noastră de la nivelul tubului digestiv, dar care, ca urmare a presiunii antibiotice, v-am spus, fie individual luată, fie pentru că în țara respectivă s-au făcut abuz de-a lungul timpului, circulă foarte multe tulpini rezistente la o grămadă de clase utilizate chiar și în situații de urgență, de primă linie, și noi le-am pierdut. În plus, avem la fel o pondere un pic mai mare de rezistență față de alte țări la Staphylococcus aureus, iarăși un microb care dă infecții severe și în comunitate, și în spitale, contribuie la complicații post-chirurgicale și alte situații. Deci, suntem, din păcate, nu numai noi așa, dar geografic vorbind, facem parte dintr-o zonă unde avem, suntem în top 5 la nivel european pentru toate clasele comune de microbi care dau infecții, din punct de vedere al rezistenței. Aș vrea să vorbim acum de administrarea corectă a tratamentului cu antibiotice și aici mă refer ca durată, perioada de administrare a dozelor și raportat la mese. Există ghiduri de practică medicală pentru diverse patologii, de la infecții urinare, infecții digestive, infecții respiratorii. Aceste ghiduri se actualizează periodic la nivel european și sunt adaptate la nivel național și recomandarea e chiar să le adaptezi la nivel local, în sensul în care, nu știu, pentru o anumită zonă din țară, o anumită, nu știu, spital și așa mai departe, să le tot adaptezi în funcție de profilul de rezistență pe care îl identifici. Aceste ghiduri, de-a lungul timpului, din punct de vedere al prescrierii de antibiotice, au avut ca tendință reducerea duratei standard de tratament indicată. Există obiceiul prescrierii acestor antibiotice pentru diverse infecții în multiplu de 7 sau cifre rotunde, în orice caz, 7 zile, 10 zile, 14 zile. Nu sunt baze medicale științifice că 7 zile e diferit de 8 sau de, sau, adică nu a fost rezultatul unui anumit studiu când a fost perioada asta de 7 zile sau de 8 sau de 10 sau de 14. Tendința sau studiile actuale au tot evaluat perioade mai scurte de tratament cu ceea ce era clasic recomandat. Și astfel s-a tot ajuns la restrângerea duratei necesară pentru a obține un răspuns clinic. Pentru anumite infecții urinare joase, de exemplu, standard sau multe persoane primesc recomandare pentru 7 zile. Majoritatea antibioticelor sunt eficiente în 3 zile pentru o infecție urinară, dintre cele recomandate. Hai 5 pentru anumite antibiotice. Ai infecții care sunt severe, nu știu, peritonite, apendicite, primeau în general recomandări de 14 zile și așa mai departe. S-a dovedit că și tratamente de 5 zile poate să fie la fel de eficiente. Infecții la pielonefrite și multe alte lucruri. Deci tendința e de limitare a acestei durate. Deci n-aș putea spune că există o durată standard fixă care e recomandată. În funcție de boală, dar întotdeauna, sau în orice caz, trendul actual este de reducere a perioadei respective de tratament și, în general, între 5 și 2 săptămâni sunt majoritatea schemelor de antibiotice pentru infecții acute, uzuale, întâlnite în comunitate. Dar mai sunt situații în care, nu știu, pacientul primește antibiotic pentru 7 zile, dar dacă el se simte bine după 3-4 zile, renunță la tratament pentru că are impresia că gata, s-a rezolvat totul și boala poate reapărea după o perioadă. Da, sunt două. Aici, într-adevăr, dacă medicul a considerat și să spun că asta e recomandarea standard de 7 zile, e utilă la menținerea cele 7 zile. Sunt mai multe motive, ăsta ar fi principalul, că pacientul revine după aceea cu aceeași patologie, poate chiar agravată și cu riscul ca acea opțiune inițială să nu mai fie o opțiune valabilă, utilă. Și atât că din nou trebuie să luăm antibiotic și crește, se poate reia crește de la început tratamentul. Sunt anumiți microbi pentru care dorești nu numai ameliorarea simptomelor, ci și eradicarea lor de la nivel local. De exemplu, amigdalele streptococice. Durata de tratament a rămas de mult timp și e standard 10 zile. Cu o penicilină cu spectru cât mai îngust, că e penicilină orală, ospen sau o altă amoxicilină, dar în general antibiotice din această clasă cu spectru cât mai îngust. Recomandarea de 10 zile nu e pentru că nu ți-ar trece simptomele decât în a 7-8-a zi. Se ameliorează destul de repede simptomele, doar că se dorește de multe ori când faci tratamentul acesta să și eradichezi de la nivelul faringelui acest microb sau ăsta ar fi un beneficiu al acestei perioade mai lungi. De-aia există, să spunem, adică ar trebui ca pacientul să urmeze durata recomandată. Mai e un aspect aici un pic
opus, în sensul în care, să spunem că a primit cineva o recomandare pentru 5 zile, 10 zile de tratament antibiotic și se dovedește că nu era necesar. Adică tu ai presupus că are o infecție bacteriană respiratorie și descoperi că e gripă. Și doar gripă. Și nu are nimic din analize sau din alte indicații că ar fi și o altă infecție. Și tu i-ai inițiat totuși, înainte să știi datele astea, un tratament antibiotic pacientului. Există un mit și printre pacienți, dar și printre anumite segmente din prescriptori, dintre cadre medicale, că întreruperea la 2 zile, la 3 zile a antibioticilor ar crește riscul de dezvoltare a rezistenței microbului sau altor microbi la care acel antibiotic, pentru care acel antibiotic e în mod uzual activ, ceea ce nu e adevărat. Adică riscul este de rezistență, de căpătarea rezistenței, cu cât timp e mai lung tratamentul. Faptul că îl întrerup mai devreme poate să producă efecte negative pe care le-ați menționat, complicații, revenirea la medic cu reluarea tratamentului și așa mai departe, dar nici n-ar trebui, pe de altă parte, prelungite tratamente antibiotice, doar ideea că au fost începute și dacă tot mi s-a dat, chiar dacă nu era nevoie, să-l duc până la capăt. Deci aici trebuie rediscutat cu medicul în situația aia particulară pe care ați menționat-o. Bun, să vorbim acum despre perioada de administrare a dozelor. Ce se întâmplă dacă, nu știu, trebuie să administrăm antibioticul odată la 12 ore și n-am putut lua la ora la care trebuie și luăm peste o oră? O oră n-ar reprezenta pentru antibiotice orale, să spunem, un mare, o mare variație. Într-adevăr, menținerea acestei frecvențe de administrare și faptul că unele antibiotice se dau o dată pe zi, altele de două ori pe zi, altele de patru ori pe zi, e rezultatul unor studii care arată că pentru anumite antibiotice, pentru substanța respectivă, contează fie un anumit nivel pe care să-l menții de concentrație în sânge, fie să atingi din când în când un nivel foarte mare și, în funcție de antibiotice, acest efect e cel care e benefic împotriva microbului. Și de-aia sunt stabilite aceste intervale. Ori, în momentul în care tu deviezi de la schema recomandată, expui la o concentrație mai scăzută microbul respectiv, ceea ce permite căpătare de rezistență. Și fie pe parcurs nu mai răspunzi la tratament, fie ai un răspuns suboptimal. În general, dacă e situația asta, să spunem că ați ratat cu o oră administrarea, luați-l cât mai devreme față de ora la care v-a fost recomandat. Nu săriți doza complet, eventual resetați orele de administrare ulterior sau cumva le aproximați. Dar e de respectat pentru a scădea riscul de ineficiență al lor. Da? Bun, și raportat la mese, cum ar trebui să fie administrate? Aici antibioticele diferă, sunt marea majoritate, sunt puțin influențate de administrarea înainte, în timpul sau după mese, dacă în alimentele respective nu sunt anumite lucruri. O să le menționez un pic. Dar, de principiu, există puține antibiotice, cum ar fi să spunem penicilina, ospenul, care ar trebui să cumva separat de mese. Și există antibiotice pe care, fie din motive de toleranță, că altfel pacientul nu le-ar mai lua din cauza că nu le tolerează efectele digestive sau pentru că uneori chiar le e benefic să fie însoțite de mâncare, le recomand după masă, de la augmentin, la, dintre antibiotice uzuale, metronidazol și alte lucruri ar fi de doxiciclina după masă sau la, în felul ăsta previn din efectele lor secundare neplăcute. Legat de alimentele sau de alte lucruri care nu ar trebui asociate, în general, lumea spunem, știe că, anumite, că nu se iau cu lapte sau nu se iau cu alcool antibioticele. Da? Pentru interacțiunea asta cu laptele, tot așa, sunt puține clase. Sunt clasele astea, tetraciclinele, doxiciclina, poate macrolidele, dar ele perturbă, calciu de fapt, perturbă absorpția acestor antibiotice și e ca și cum ai la o doză inferioară. La fel, la alte antibiotice, dar la puține, există reacții adverse severe la consumul de băuturi alcoolice în timpul tratamentului, cum e la metronidazol, poate să dea niște reacții foarte neplăcute, complet contraindicat. În general, din fericire, și formulările astea farmaceutice ale antibioticilor orale iau în calcul administrarea
cu alimente și sunt puține interacțiuni așa de evitat și ele în general sunt specificate la momentul prescrierii către pacient. Adică n-ar trebui să ghicească, o să-i se spună de la început, eviți complet pe parcursul tratamentului alcool sau nu lua acest aliment, nu lua acest antibiotic cu lapte sau nu-i da copilului odată cu laptele acest medicament. Ce se întâmplă dacă luăm antibiotic pe stomacul gol? Depinde de antibiotic. În general, majoritatea sunt destul de bine tolerate digestiv. Nu sunt probleme. De aspect așa mai particular ar fi la doxiciclină. E antibioticul pe care lumea îl mai primește după mușcăturile de căpușă sau pentru anumite infecții respiratorii. E un antibiotic care dă proporție mare, 5-10% din populație se plânge de greață. Dacă l-a luat pe stomacul gol, la fel la nitrofurantoin, un antibiotic pentru infecții urinare, augmentinul sau amoxicilina în sine, la fel are un disconfort digestiv, metronidazolul are, dă un, simți un gust metalic. În general, e o problemă de toleranță, mai degrabă de reacție locală, că ar putea să afecteze cumva mucoasa digestivă. Sunt, nu știu, doxiciclina, de exemplu, sunt niște capsule. Când le prescrii, recomandarea este să pacientul să le ia împreună cu un pahar de apă și să aștepte un pic înainte de a se culca. Dacă rămân lipite de pereții esofagului, să spunem, există un risc de perforație acolo. Dar sunt foarte rare situații și, în general, te bazezi pe recomandarea pe care o primește pacientul împreună cu prescripția, nu doar dozele, ci și modul de administrare. Atunci când luăm antibiotice, ce ar mai trebui să luăm astfel încât să nu ne afecteze celelalte organe? Pentru că știu că se mai recomandă probiotice. Da. Probioticele și prebioticele sunt niște suplimente pe care și eu le recomand în majoritatea situațiilor, să spunem, în care administrezi un antibiotic care are în spectru flora digestivă și la care mă aștept să perturbe, cel puțin pe parcursul tratamentului, acel echilibru local. Adică tu poți să țintești un anumit microb pe care l-ai identificat, nu știu, într-o infecție urinară și să administrezi un antibiotic conform antibiogramei în mod corect pentru acel microb, dar nu poți să previi că acel antibiotic să nu aibă efect și pe ceilalți microbi care ne sunt utili, benefici. Ori, distrugerea acelor microbi din flora digestivă, de exemplu, te predispune la alte efecte secundare, de la sindrome diareice, post-antibiotice, la anumite carențe care pot fi induse. Probioticele, în general, încearcă să mențină un pic de echilibru local din acest punct de vedere. Din păcate, pentru complicațiile cele mai severe ale administrării de antibiotice pe partea asta digestivă, sunt infecții cu un microb, Clostridium difficile, bine, Clostridioides se cheamă acum, o diaree de asta severă post-antibiotică, nu s-au dovedit că ar avea un mare beneficiu. Pe de altă parte, sunt suplimente fără riscuri mari. Și atunci, fie aceste probiotice din suplimente eliberate de farmacie, fie din ceea ce e considerat așa, sunt considerate alimente cu o floră bună pentru noi, iaurturile, chefirul, unele murături. Astea să spunem că ar fi lucruri pe care uneori și eu le recomand asociate tratamentului antibiotic. Ce nu recomand și nu au o justificare din punct de vedere medical sunt celelalte așa zise protectoare, nu știu, gastroprotectoare, hepatoprotectoare, nu sunt antibiotice care să necesite astfel de suplimente și nici recomandări. Trebuie să fie o situație extrem de intricată, așa, ca și boli ale pacientului respectiv, încât să recomanzi la momentul administrării acelui antibiotic și altceva ca și supliment. În mod standard, pe o rețetă pentru o anumită boală infecțioasă de natură bacteriană pentru care tu prescrii un antibiotic, n-ar trebui să se mai regăsească alte medicamente cumva care să fie indicate doar pentru că primești acel antibiotic. În afară de lapte și alcool, ce alte alimente mai pot interacționa cu antibioticele? Nu sunt multe. Adică, efectiv, în afară de astea două ar mai fi grapefruitul și sucul de grapefruit și citricele care au niște efecte la nivelul metabolismului hepatic, care influențează anumite clase de antimicrobiene, dar nu neapărat antibiotice în sine, dar în rest, mama nu că să facă lumea excese în cei antibiotice, dar nici restricții foarte mari nu au persoanele respective din punct de vedere al dietei. În afară de anumite antibiotice la care v-am spus, se recomandă să le iei fie înainte de masă, cu o oră sau jumătate de oră, fie la două ore după masă, cum e la apericina orală, sau în rest restricții legate de mese sunt foarte, foarte limitate.
Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru informații. Mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă, dragilor, că ați fost alături de noi și ne revedem luna viitoare cu un nou live, noi subiecte. Pe data viitoare, eu am fost Alexandra Necșoiu. La revedere! Primul bloc operator complet digitalizat din România. Prima sală hibridă mobilă din România. Primul transplant hepatic la un spital privat din România. Prima ecografie 3D din România, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Unii iau lumea așa cum este. Oamenii incredibili de la Sanador încearcă să o schimbe. Sanador, sănătatea ca stil de viață.